trebuie cine să mă scoată la un prânz de mult. Dacă hai să există doritori, mă scoți? Să primești un buchet de flori astăzi. Aici am omul meu. Ai omul tău? Nicu Bocancea, bună dimineața. Bună dimineața. Iată ce frumos. Ce ai asortat cu tine? Ce flori sunt astea? Latirus. Ce? De frumos miroase latirus. Latirus? De fapt, okay. Floare de mazăre, ca să știi. Floare de mazăre de Medicago Sativa. Bun. Mazăre, acum că știi și denumirea științifică și nu ne ajută la nimic. Dar știți că uite ce frumoase sunt. Nicu, wow. A venit pe la noi pentru că se apropie perioada în care din nou se vor dărui flori multe. Se apropie florile, da, pentru duminică și am pregătit diverse buchete. Da, care mai de care mai colorate sau mai uni. Avem buchete de obicei cum mergi la crina. Trebuie să mergi un buchet de crin, da? Sau, nu e prea in your face așa, să-i duci chiar florile care îi poartă numele? Eu zic că nu cred că greșești, dar dacă nu ești hotărât, poți să iei orice fel de buchet. Crinii sunt aia de acolo, din stânga primii, avem buchet de crin, roz. Da? Avem pentru iris, sunt foarte multe fele care sunt numele de iris. A, deci ai adus chiar pe denumiri. Ia nu, să-mi văd și eu care sunt florile. Tu ce părere ai, Nicu? Este și buchetul de iris. Este și ziua unuia pe care îl cheamă Florin sau uneia pe care o cheamă Florina? Dacă e Florin, sigur, îi dai un buchet de iris. Un buchet de iris. Iris, ce frumoși sunt. Da, avem și narcise pentru Narcisa, Rosa. Stai puțin să ne întoarcem la narcisele alea. Cum sărim așa peste ele? Uite cât de frumoase sunt. Narcise bătute, da? Narcise. Sunt nedesfăcute, dar asta poate fi și un buchet de mireasă, atât de frumos. Da, mie îmi plac de obicei să ofer buchetele micuțe, cochete și cât mai compacte. Cam cât țin fiecare? Care ar fi mai suferitoare? O săptămână obicei, așa până la Paști mă ține? Florile de primăvară sunt rezistente atât timp cât le dăm apă foarte multă. Ok. Da, sunt schimbate în fiecare zi? Da, păi schimbate fiecare zi, tăiat în 45 de grade la codiță, spălat vasul, e foarte important. Sunt bune îngrășămintele alea micuțe? Sunt bune și îngrășămintele. Am mai primit de la florărie din când în când și am văzut că au ținut un pic mai mult. Sunt, mai multe șanse sunt la bune. Avem și margareta pentru margarete. Margarete? Stai, dar, nu trece de trandafirul clar. Clasic. Poate cineva vrea o combinație de trandafiri. O combinație. Trandafir cheamă Rosa. 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 Deci că noi avem o doamnă care e în familia noastră și o cheamă Rosa. O pupăm și pe Adriana Trandafir, chiar dacă e numele de familie, merge. Da, merge. Avem trandafiri de grădină, o combinație de ciclam cu grenauri. Ăsta par de dulceață, nu? Sau pot fi folosit? Pot fi, cum? Cel mai puternic miros din tot ce ne-ai adus aici, cine are? Crinii. S-ar putea crinii. Crinii. Sugestia ar fi să nu ținem un desept în dormitor, să nu dormim împreună cu zi, un buchet. De ce se spune să nu dormim cu crinul în dormitor? Cu crinul în floarea, nu cu crinul. Crinul tuberozele de obicei emană un miros puternic și e bine să ne oxigenăm noi și florile. Okay. Hai să mergem spre dreapta. Dar mergem și pe partea cealaltă. Avem și pastelul de primăvară, dar nici cu acesta nu dăm greș, unde e o combinație de zambile cu liliac, cu ranunculus. Ranunculus? Ranunculus. Ok. Da, cu anemone, cu latirus și e foarte frumos, da. Latirus, asta eu n-am mai auzit de ea. Nu-i pe la noi, nu? Latirusul este și la noi, dar de obicei florile nu erau comercializate la noi. Este floarea de primăvară. Okay. Eu am văzut-o toată copilăria, dar apoi când au scos-o cei din Olanda și au pus-o în comercializare, zic, păi stai că parcă știu de unde. Okay. Și roz. Da. Mie îmi place boschetul ăsta. Mulțumesc, ce să zic? Rămân dată în pahar. Ce? La lele? La lele? Boscheți. Boscheți? Foarte mișto. Foarte mișto. Verdele ăsta e foarte vegetativ, super. E natural. Chiar avem câteva fire de asta iarbă. Îmi place maxim. Îmi place culoarea. Viburnum, bulgărașii, care chiar sunt în sezon acum. Mai au o săptămână și chiar cam după Paști să termină cu ei. Avem guraleului sau antirinium. Antirinium, da. Cu tine mă cert pe denumire și cu el pe aspect. Trebuie un pic de imaginație să faci asta. E o combinație de alb cu verde, e foarte fresh și este un... Iubesc cu asta, lime-ul ăsta. E o combinație, astea sunt culorile de obicei început de vară, știi, terminăm încet primăvara și începem cu aceste asta culori. mică ferigă, asta e o ferigă? Asta este un asparagus, e un asparagus plumosus. Asparagus ca usturoiul? Aliumul este ca... La mucegai, dacă la mucegai, okay. Aliumul e ca usturoiul. Și asta lată? Asta lată sunt flori tropicale, sunt plante tropicale. Bun. Iarăși o combinație simplă, nu știu, te duci la margareta. Margareta de obicei trebuie în zona ta de... Marga. Deci lady. Par ușor uscate, aceasta este culoarea. E o nuanță, da, e o nuanță peach, nu e uscate. Peach faz. Peach e culoarea farului, nu? Uite, e o combinație de margarete la care am venit iarăși cu o mică inserție de
filodendron, doar că are o coroană. Da, să-i dăm un stil modern un pic. Deci, ok, dăruim florile după numele... Dăruim florile după numele, nu, nu dăruim flori, nu că o să greșim niciodată, atunci când mergem cu un buchet de flori. Dar dacă, ultima întrebare, să zicem, eu vin și aleg florile, da? Dar n-am inspirație, mă ajutați voi? În mod clar. N-am inspirație, adică la organizarea buchetului și zic vreau din asta, vreau din asta, vreau din asta, tu îi zici asta nu se potrivește cu asta sau le dai ce vor oamenii? Nu, noi suntem acolo ca să-i direcționăm în mod pozitiv. Dar în momentul când, nu știu, e un client foarte încăpățânat, care el își dorește foarte mult o combinație de roșu cu galben. Se face. Și așa își dorește, că așa îi place soției lui, se face așa cum își dorește. Lăcrămioare sunt tot timpul anului la noi. Sunt la voi? Diferă foarte mult prețul, dar le găsiți la noi. Când este sezonul lor? Sezonul lor este acum, dar vreo săptămână trec. Ei plac foarte mult, cred că noiembrie, decembrie, ianuarie, în zona când se chinuie omul să le ia. Când buchet sare de câteva sute. Buchetului, da. Mulțumim, Nicu, să ai zile ușoare. Mulțumesc și eu. Spor la treabă. O invitație și nu uitați, cu mare drag. O floare poate schimba starea unei zile atunci când este dăruită.